אומר לו, אנחנו רגילים, גם אצלנו בארץ יש הרבה הרבה קהל שמגיע, אז הוא אומר, אנחנו קבוצה טובה, נשתדל ונעשה הכל כדי לתת את המיטב ואת המאהב. Ați luat în discuție toate detaliile la pregătirea acestei partide, mă refer la evitarea unor episoade precum cel petrecut la pauză, concentrarea să fie. Da, am avut în primul rând timp să pregătim acest joc, n-am jucat în weekend, cred că asta a fost un factor foarte important pentru pregătirea acestui meci. Mai mult timp la dispoziție și cred că avem toate detaliile înainte acestui joc puse la locul lor. השאלה הייתה אם לקחו אמצעים כדי שלא יקרה מה שקרה, התכוונו להרחקת השחקן, הבלם פאול פאב, ומה שקרה בהפסקה, כדי שזה לא יקרה שוב. După cum am spus, cred că mâine, în primul rând, cred că este meciul multora dintre noi, carierele dintre noi. Cred că și cel mai important meci pentru club, dar cred că mai important e meciul mâine seara pentru noi, pentru jucători. התשובה של השחקנים זה רק לא משחק, זה עניין של קריירה. ומתכוון לא קריירה של כל אחד, אלא של הקבוצה שלנו. ואנחנו נעשה את הכל כדי להשיג את הניצחון המיוחל. זה מה שחשוב לנו ברגע זה. ce, egalul prelungirile și penaltiurile s-au anulat? Dacă nu mai sunt întrebări pentru Alex, cred că îi mulțumim mult, vom lăsa acum să se pregătească pentru antrenamentul oficial. Alex, thank you very much. Thank you. Ok, acum... Thank you, Todaraba, Nebraic. Întrebări, mă rog, pentru... Todaraba. 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 תשאל אותו בבקשה, אם העובדה שכבר באירופה אין את השערי חוץ, okay. האם זה יכול להשפיע על הצורת משחק שלהם בגלל שהיה תיקו במשחק הקודם? Întrebarea domnului jurnalist este, nu mai se socotesc astăzi goluri din deplasare. Dacă asta este pentru asta un plus sau un minus în cazul dumneavoastră ca echipă care joacă în deplasare? Nu știu dacă are mare importanță în acest moment, pentru că regula este de ceva timp și știam cu toții despre ea. Și până la urmă, cred că ambele echipe, atât în tur cât și în retur, au abordat această calificare la victorie. Anilor de azi, ze locul ca hașubă, că ze loc relevanti, mașe relevanti, știa cu toții, să cu carovle vă dai, et că fi im vea matarai la signiță hon. תשאל בבקשה את המאמן מיסטר מירל רדוי שעבר מאמן נבחרת רומניה. הוא אמר שהקבוצות, גם עכשיו בתשובה הוא אמר שהיכולת ההתקפית של הקבוצות יבואו לשחק באותו סגנון. הוא אמר שגם שתי הקבוצות די שוות ביכולת שלהם בפתיחת דבריו. השאלה שלי זה איפה הוא רואה את היתרונות של הקבוצה שלו ואיפה הוא רואה את החסרונות של הקבוצה שלו לעומת באר שבע. Întrebarea este cum vedeți plusurile și minusurile, poate chiar nu o să le divulgați aici, dar pentru că cunoașteți și știți care ar fi plusurile și minusurile, se referă la echipa gazdă, echipa Apoel Beer Sheva. O să enumăr câteva dintre plusurile pe care le au minusurile, nu? Ania ghida la plusim și la ima la minusim, anica muvan, miteva dvarim, loa da beral ze. Cam pregăti adversarul pentru partida de mâine. Mi cred că ze ania zor la cuțai rivave, enlica vana și căzot. Iar această calificare poate depinde de aceste detalii pe care noi le-am pregătit. Ve cola mishak, gora loșe la mishak, ta lui bidiuc, bane cu dota la lu. Dar este o echipă cu... Plusurile. Acum încep. Este o echipă cu experiență. Ești lemni să ai un gădol, să ai un rav. Este una din puținele echipe care le-am văzut să aibă o flexibilitate și o mobilitate tactică. Mi-a punea tactic, tu meat cu țotra și colca hirșim oto, betnua, un canere mi-a că venul lua marul, avel canere mi-a că ven ce am amen, gam mișane toh chidei tnua ai mani umele zenahon. În toate partidele cu noul antrenor, cu Barda, antrenorul au schimbat în fiecare partidă cel puțin 2-3 ori sistemul de joc. הנה, מה שאני הבנתי עוד לפני שהוא ענה, החליף את הזה, את הסיסטם, את תוכנית המשחק ואת השיטה, נקרא לזה כך, שיטה, שיטת המשחק. שעשתה קראת קייס את דאטוריאז זלוי פנדרקסטי ונג'וקטור כאלה שקעת נאורופה, שיש את פוארטי אינטליג'נט. שימו לב,
וזה הודות למאמן המנוסה, שהוא יודע שהוא היה שחקן מצוין ושיחק באירופה, והוא בא להביא את הדברים האלו לידי ביטוי, הוא בא ליישם אותם כאן בארצנו. Este o echipă foarte echilibrată, dar foarte periculoasă în momentul în care nu joacă acasă, când au suporteri în spate. קבוצה מאוד מאוד מאוזנת, הפועל באר שבע, שיש מאחוריה את האוהדים שדוחפים אותה. Diferită față, ca și strategie de joc, de meciurile în deplasare. שונה, היא משחקת בבית, שונה משחקת בחוץ. כנראה הוא מתכוון למטרה, כנראה, הוא לא אמר. Dar va trebui să fim foarte inteligenți și să ne alegem momentele în timpul jocului cu grijă. נצטרך לנצל את הדקות הטובות ולחשוב על כל דבר היטב. Ca momentele în care jocul lor va funcționa foarte bine prin suportele lor împingându-i de la spate. כאשר הם ידחפו אותנו לשער ובעצם יתקפו, צריכים לדעת מה לעשות. Noi să nu facem un pas în spate, ci să facem doi pași înainte. אנחנו לא נלך צעד אחד אחורה, אלא שתיים קדימה. Să încercăm și noi, la rândul nostru, să putem să ne încărcăm cu energia suporterilor lor. Și noi ne asigurăm miauadim și Berșeva și odedim și miauadim arabim și Berșeva și mitlavim mi-a cuța, miauadim uta, și noi gam ni cach mi po varim a chiuvim, a pozitivim. Cu alte cuvinte, o echipă foarte bună și foarte periculoasă în joacă acasă. Bă milim aherot, cuța mețuiene ce mi s-a hecat pe veita, pe acavana la Apol Berșeva. האוהדים פה יושבים על הדשא והם ממש דוחפים את הקבוצה לאורך כל המשחק, לעומת בקריובה, ששם בסברין, ששם האוהדים ישבו די רחוק מהמגרש. האם אנחנו נראה את קריובה מחר תוקפת, או שבעצם מחכה ותצא למתפרצות? אוקיי. דומה עוזי ניסים, אנטרברה לא יפוס, לדמנסה לטורנו סברין, publicul e mult mai departe de gazon. Ce influență poate avea la Berșeva, că publicul este foarte, foarte, foarte aproape? Și întrebarea lui, întrebarea a doua lui este dacă credeți că o să atacați sau o să vă bazați doar pe ceea ce spunem noi, contra-atacuri. Haideți să încep în ordinea cronologică cu prima întrebare. E clar că din punct de vedere al presiunii vor avea un avantaj pentru că joacă acasă, terenul nu are pistă și tribunele sunt foarte aproape de ei. Aitaron și Zecvar Miscat Beiti, Zeitaron. Așa cum am spus mai devreme, și noi trebuie să fim foarte inteligenți să ne alegem momentele noastre. Nu știu, codem, trebuie not inteligenti. Ca să răspund la a doua întrebare, n-aș putea să răspund în totalitate sincer, pentru că la fel ar trebui să divulgă anumite lucruri despre strategie. Și el aș mi-a nebăchenut, azi, uma diflola not. Dar vom avea momentele noastre când... Eu le-am uitat de acord, ce am este acolo școl. Ech biduc li fol, ech biduc la sod. La te miudim le m-am uitat. Când vom sta sus și după aceea avem momentele noastre când va trebui să fim foarte inteligenți, să nu risipim energie degeaba. Și l-o n-abet stam energia, la chinam, la șav. Să putem să temporizăm jocul. כן, וגם לשחק בקצב הנכון לנו. Și să facem ceea ce am făcut și în tur când am rămas în 10 oameni, să le dăm zonele pe care noi știm că ei sunt mai puțin buni. ולתת להם לשלוט באזור או משהו כמו במשחק הראשון, שאנחנו יודעים שהם פחות טובים בזה. קודם כל, ברוכים הבאים לישראל, ברוכים הבאים לטוטו טרנר. תזכיר לו שהיריבה הקודמת שהוגדרה נגד באר שבע חששה להגיע לכאן והמשחק התקיים בנתניה. אז כאן מעריכים מאוד את האומץ לב של הרומנים שלא התעסקו בקטנות. לעצם העניין, הוא דיבר על טמפרמנט ועל תנאים חיצוניים. מחר אמור להיות במערך המשחק יימדדו בערך 27-28 מעלות. עד כמה מזג האוויר עלול להיות פקטור שלילי מבחינתם? עושה נצ'פם כוספר שיטו, כו צ'אנטרבט דו אצ'ס דום, נצ'פם כו טמפרטורה, שמיינו ספיר דו שבת דו שבת דגרדס פונה, în primul rând, v-a spus bine ați venit în Israel, bine ați venit la stadionul Toto Turner. Și apreciază foarte mult că curajul, adică curajul, dacă vreți, cu sau fără ghilimele, pentru că echipa dinainte care a jucat Lugano, cei de la UEFA au hotărât că meciul se joacă la Netanya, unde a jucat și naționala dumneavoastră cu naționala Israelului. Și întrebarea este exact cum vedeți prin prisma acestui cu temperatura și locurile și tot ce este legat de
desfășurarea partidei de mâine. Da, îi mulțumim pentru aprecierile de mai devreme. Omrem ca tot dalze și ta necabel bivraha otovet cuța to. Chiar am fost bine primis, nu am întâmpinat nicio problemă. Lo enul șun baiot, chiblota, nu bemet bățura e fameot. Ca să mă refer strict la întrebare, diferențele de temperatură față din partida tur nu există. En chiumat și nuim, leumat amiscac și aia pe turnul Severin. Singura problemă în care o putem identifica în acest moment este umiditatea mult mai mare decât cea de la Severin. Baia ehida și mafhin ba miadit, zea lo raga temperatura, e la mi prânat zece, ulai aziu poiuter, alahut, alahut. Viteza vântului este la fel, claritatea este la fel, de singurul impediment pentru noi. Chiar împărata ruach ve acolo, avale, alahut, ze davar și canire mai efiuter, că ar beu ter cășe. Umiditatea, dar nu poate avea un impact foarte, foarte mare asupra noastră. Le dator lui el zea șpa mașu, mașu ala. Domnule Rădui, la drobeta turnul Severin, în partida tur, israelienii au creat sentimentul că nu și-au arătat toate aturile, că au mai pregătit și pentru meciul de retur. Sunteți pregătiți pentru surpriză? Intuiți o schimbare în abordarea partidei, din punctul lor de vedere? Șeela, șeela, itonai și maghia mii România Actualități, ze, aim o minăse lișanot, lișanot leumat mașea bă misca carișon? Spune? Da, într-adevăr, mă aștept, nu neapărat la anumite surprize, mă aștept la o schimbare de sistem de joc pe început de partidă, cu un joc mult mai agresiv, cu un pressing avansat, pentru că așa au abordat partidele de acasă. Așa cum am spus mai devreme, în momentul în care joacă în deplasare, sunt mult mai precauți, pentru că știu că au o putere foarte, foarte mare și determinare în meciurile de acasă. Ai miu aftaot, surprise? Omerul lui Iudea, mă și chenu, mă amin ce mi s-a cu arbeutar agresivi, mă și se cu pe miscaca reșon, pe mă și chen Iudea, Iudea la Arih, mi până ta prudent, ze nicla liot zeirut, să tu merg li să hec, pe mă var mevucar, vele zeu mit căven. Și la ce fel de surpriză? Adică mă gândesc în acest moment că putem întâlni primul 11 jucători ca, de la începutul partidei, ca Hatuel, ca Safuri, Ezechiel, Ansah, care sunt jucători care oricând pot decide o partidă. Mi-a căvent și mi-a tăcălă, o luăm uftai în Hatuela, o le Safuri, Veherim, și mi-a tăcălă, și am amen irțe la ftia uti, otanu, mi-a regarișon, o betere mă miscac hel. Cum la fel, cred că pentru este o pierdere mare lipsa lui Martins. Mușe, ani, hoșev, și el, Hamed, Hatem, ze avida la apoel Beersheva. Era jucătorul care, în momentul construcției, primea cele mai multe valuri. Chiar, berega și banu, berega și atcafot, azi iudim și acolo itchil memenu. Suprafața de joc mult mai bună decât cea de la drobeta turnul Severin avantajează pe cine? Asta vom vedea mâine seară. Cred că ambele echipe au calitatea tehnică pentru un asemenea teren. Vom vedea din punct de vedere mental care dintre cele două echipe va fi mai pregătită pentru a putea să-și etaleze și calitatea tehnică. Așa e la ita, așa le miștaha deșe. Le mi zeile tovat mici, anacu iudim, eze miștah deșe tovi uter, gamimul lui Amar, anacu culanu iudim. Azi e așpia, omer, boni rebe, malaha mischak, ești așpia, știa cuțot tehniot, știa cuțot irțu, vei lohiah ma bidiuc iudim la sot al car deșe și căze. ראינו את המשחק הראשון בסברין. אני בזאת פרימה פרטית על הסברין. והיה אפשר לראות קבוצה שלפחות החלק הקדמי שלה, גם ביירם, גם איוון, קוליץ', רמה מאוד גבוהה, ברמה שבכדורגל שלנו הם שחקנים בהחלט בולטים. אם אנחנו לוקחים את המשחק הזה... תרגם בחלקים. אני תרגם במדויק מילה. שהיה פלקות פרטי מולט, הנה הדומנבסטר דעתה. Și ați auzit, nu trebuie să vă spun numele jucătorilor din nou. Și asta i-a făcut impresie bună, adică pentru el, după părerea lui, este un nivel foarte, foarte bun al liniei de atac a dumneavoastră. Dar trebuie să ne uităm, pentru că și Hapoel Beersheva are jucători cu experiență la linia de apărători. Cel mai tânăr este jucător, este Dadia, cu 27 de ani, după aceea toți au de la 30 de ani în sus, deci din punctul ăsta de vedere au foarte mare experiență și cred că poate să apere în dueluri contra unor jucători cu calitate așa cum avem noi. Umer mi dagisa. Halutzim mitmodedim mul meginim.
המגינים מהקבוצה השנייה הם מוכשרים ומנוסים, למרות שצעירים ביניהם כולל הוא מציין את דדיה, את מגינה הימני של הקבוצה, נכון? דדיה. מוכשר, לדעתו. La modul cum au arătat lucrurile, la drobeta turnul Severin și judecând și după scorul final, după rezultatul partidei tale, șansele sunt 50-50%. Dar dumneavoastră în această seară ne-ați oferit o serie de aturi din punctul nostru de vedere în ceea ce privește formația casă. Și acum, dezechilibrează dacă... balanța, am să vă rog pe dumneavoastră să formulați concluzie. Care este echipa favorită în meciul de mine? Dacă mă întrebați pe mine, în acest moment 51-49, 51 echipa gazdă. De ce? Am spus, din cauza publicului, joacă foarte bine acasă, sunt mult mai agresivi, o echipă periculoasă, dar așa cum am spus, trebuie să ne alegem foarte atent momentele noastre de joc. Va avea un rol în acest dezbrudământ și temperatura despre care vorbeați, umiditatea pe care ați adus? Da, de asta am și spus că am pregătit anumite momente când să facem presiune, când să rămânem în zona 2, să acoperim anumite spații, e clar că va depinde și de lucrul acesta. Chiar așa, ta, e până dată sicuim. ואיך הוא רואה את הסיכויים כאן, האם יחסי הכוחות, ומה הוא צופה שיהיה מחר. אז הוא אמר, כולם מדברים על 50-50, אני דווקא אגיד ההפך. 51-49 לזכות הקבוצה הביתית, הפועל באר שבע, ואני פה מסתמך על קהל, כי הקהל דוחף, לקהל יש משמעות מאוד 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 גדולה. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim mult de tot. Thank you very much for you attending the press conference. We invite you now from the first 50 minutes from our official practice, starting at 7:00. Thank you so much.